cea mai frumoasă expusă. În prefrirea filozofilor, eu am un criteriu unic de judecată. Evanghelia lui Iisus Hristos. Cine se potrivește cu ea, e gânditor universal. Cine nu, e gânditor personal. Filozofia lui Plato e cea mai aproape de esența Evangheliei. Pentru mine, Plato e mintea cea mai înaltă pe care a dat-o omenii. Afară de asta, Plato e un mare artist care, cugetând înalt, s-a exprimat ca un mare poet. Dacă mă întreb de gânditorii care s-au exprimat frumos, cum zici tu, mai entuziasmat de student, pozitivistul francez Jean-Marie Guyot, prin stilul său poet, Henri Bergson, care în fond e un neoplatonic, în rafinamentul său stilistic, Schopenhauer, care se exprimă pesimismul în care nici el nu credea, în fraze de muzicalitate voluptoasă, și Nietzsche, care îmbracă în flavirea poeziei ideile lui Darwin. Lucian Blaga merge pe aceeași linie. Filozofia lui e, în primul rând, poezie, care nu depășește granița frumosului pentru a schița un sistem moral. Tu iubești atât de mult muzica, dar ai preferințe puternice, cât și antipatii față de anumite forme ale muzicii. Vorbește-mi despre unele și despre altele. Da, am preferințe foarte clare în muzică. Îmi place glasul omenesc, fiindcă din el s-a născut muzica. Dar nu-mi plac zbieretele și aprobațiile de la operă. Opera e o formă artificială și dezuită, afară de cazul când e Parsifal, Baiești Cântăret sau Polis Gărnălor. Pentru gustul meu, suprema formă a muzicii e simfonia. E chiar singura formă de artă care poate crea imaginea Universului. În notele arhitectonizate ale simfoniei, e metafora întregului cer înstelat. De aceea, o simfonie de Beethoven e mai profundă, intuitiv vorbind, decât un sistem filozofic. Dacă Universul nu poate fi cuprins în cugetare, a putut fi în muzica lui Bach și Beethoven, în poezia lui Dante și Milton. Eu găsesc că glasurile omenești fuzionează cu instrumentele mult mai fine și mai solemn decât în operă, în oratorii. În Bach, în Haydn, în Beethoven, sau dintre moderne, în Honegger și Britten, în cei din urmă, prevalând ritmul asupra melodiei. Din încercările românești, muzica simfonică autentică sunt rapsodiile lui Enescu și creațiile lui Paul Constantinescu. Ca bun cunoscător și atât de priceput iubitor și critic al artelor plastice, spune-mi ce pictori și ce sculptori au cucerit admirația ta, la nivelul cel mai înalt, bineînțeles. Sunt convins că Rembrandt rămâne ultima perfecțiune a pentru. Mai ales în autoportretele care figurează în galeria Liechtenstein din Viena. În ansamblul muzeal al Europei, El Greco e unic în sinteza pe care a creat-o între bizantin și occidental. Crescut în iconografia lui Panselinos, de la care a plecat și el, noi cred că îl înțelegem mai bine decât altfel. Sunt convins apoi că pictorii noștri religioși, munteni și modoveni, din veacurile al XV-lea sau al XVI-lea, nu sunt cu nimic mai prejos decât cei italieni. Ai noștri sunt chiar superiori
prin mirul metafizic al spiritului picturilor. Iar dacă e vorba de o influență, ea nu se poate admite decât de la Orient asupra Occidentului, prin Giotto și El Greco. Judecând și după cei vei, și după Grigorescu, Lucian și Petrașcu, sunt convins că în geniul pictural ne măsurăm cu cel mai înalt nivel european. Geniul românesc în istorie se afirmă odată cu pictura. Din literatura lumii, care creator de frumos îți sunt mai dragi? Dar din literatura noastră românească. Mărturisesc că Milton îmi place mai mult decât Dante. E mai puțin livresc, mai colorat și mai poetic. Dostoievski e cel mai mare romancier al lumii. Numai din romanele lui s-a născut o mare filozofie. Rainer Maria Rilke și Otto Karpfenzina, cehul, sunt cei mai mari poeți contemporani, ca și Lucian Blaga, adânc înrudit cu ei. Poetul poporului nostru însă este și trebuie să fie George Coșbuc. Numai Coșbuc este expresia lui integrală. Ai vizitat câteva țări ale Europei. Ce țară sau ce oraș ți-a lăsat amintirile cele mai frumoase? Cea mai frumoasă țară din Europa văzută de mine este Italia, unde natura se întrece cu geniul omenesc în frumusețe. De la Renaștere încoace, nimeni n-a înfrumusețat-o ca Mussolini cât timp a mers pe linia geniului constructiv. România noastră are aceeași șansă ca Italia dacă vom ști să ținem legătura cu trecutul și să o împodobim în spiritul geniului poporului nostru pe care nu trebuie să-l căutăm pe sevotare. În cei 23 de ani cât a apărut, în gândire au strălucit mai toate condeile de valoare ale scrisului românesc dintre cele două războaie. Spune-mi câteva cuvinte despre atmosfera de la gândirea, despre cei mai dragi gândiriști. Mă gândesc cu pietate la întemeietorii ei, Cezar Petrescu, Adrian Maniu, Jim Micăiescu și Lulu Blag. Cu Cezar nu m-am potrivit sufletește și n-am știut ce vrea. Adrian a fost un zigzag pe Constanța mea, Gipu afecțiune absolută, Lulu prietenul cu care ne-am spovedit total unul altuia. Grupul amplu al gândirismului nu s-a constituit prin deliberare prealabilă ca viața românească a lui stere bunoască, ci prin afinitate românească, spirit de generație și aderență la idee ca asemănător. A fost grupul literar cel mai compact. Toți mari gândiriști care s-au afirmat aici, ca Ion Pilar, Vasile Voiculescu, Victor Papilian, Victor Ion Popa și întreaga pleiadă, au privit gândirea ca opera lor personală a fiecăruia. Dar dintre profesorii pe care i-ai audiat la facultate, care ți-a lăsat o impresie mai profundă și de ce? Prin erudiție, prin talent sau omenie? Asupra anilor mei de formație recunosc influența covârșitoare a lui Nicolae Iorga. Pe Nicolae Iorga, această gigantică întrupare a geniului românesc, a avut fericirea să-l cunoștem de aproape. O amintire cu el? Ca orice om de geniu, era capricios pe un fond foarte generos însă. Pe primul război mondial, urmau să fie judecați scriitori și ziariștii
află în ziarele comandamentului german din teritoriul ocupat sau pactizat cu ocupanții. Astfel erau Cala Galaction și Dede Pătrășcan. Situația lui Tudor Arghiz era mult mai grea, căci fusese redactor șef la ziarul comandamentului german. L-am rugat pe Nicolae Iorga să scoată din proces pe Cala Galaction și pe Dede Pătrășcan. Deși nu putea suferi proza lui Galaction, i-a salvat pe amândoi. Arghiz și Ion Slavici, împreună cu alți trei ziariști, au fost condamnați la câte 5 ani închisoare. După un an și jumătate, pedeapsa părându-mi se enormă, l-am rugat din nou pe Iorga în favoarea celor pedepsiți. El a intervenit la palat și au fost grațiați. Cu toate că era cel mai intransigent om pe chestiunea națională, mila de om îl convârstea. Dar în domeniul gastronomic, în care n-ai fost niciodată un consumator de frunte, ce preferințe ai? Nu te teme. Nefiind reporter american, nu te voi întreba și de numărul pantofilor sau de marca pastei de dinți pe care o folosești. Timp de 15 ani cât am fost nevoit sărat de foame, n-am dorit nimic altceva decât mămăligă cu prânză, așa cum o pregătea mama mea acasă. Și o ultimă întrebare, Tupule. Deși ca arme n-ai mânuit decât condeiul și chiar lipsa condeiului, te pot întreba ca pe un oștean. Care e cea mai grea înfrângere pe care ai suferit-o, dar cea mai frumoasă victorie pe care ai cucerit-o? Toate victoriile mele, multe și mari, mi le-a adus scrisul meu în slujba țării mele. Toate înfrângerile mele, multe și mari, mi le-a adus scrisul meu permanent în slujba țării mele. În consecință, sunt singurul scriitor consacrat în trecut, interzis de 25 de ani în țara mea și a strămoșilor mie. Parte, fiindcă marile enciclopedii ale lumii îmi atribă o influență considerabilă, cum să scrie acolo, asupra scrisului românesc. Îți mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care ai răspuns unui reporter improvizat ca mine. Îți mulțumesc, desigur, și în numele celor care îți vor auzi vocea caldă și viguroasă, imprimată în această zi însorită de iunie a anului 1968. Bun.